Eu țin minte că avem 5 lei la mine, dar nu mai... Unde e pana mea că pe aici puneva știu, că am blat în buzunare și nu... N-ați văzut cumva unii mi-am pierdut 5 lei? Întreb și eu că, știi, îmi trebuie să-mi cumpăr ceva. Nu, ați găsit aia 5 lei? Hai, noroc și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou episod. Albino nu mă mai împinge, lasă mă în pace! Bă, tot aici. Bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Puffsland. Uah! Trebuia să și doar când am făcut huă, ca să fie mai incitantă toată treaba. Episodul cu numărul 2, dragii mei, în care nu o să mor, promit. Sper, cred, din toată inima. Ce aer frumos de munte. Altceva aici pe versantul ăsta, parcă e mai rarifiat aerul, mai proaspăt. Și avem și o, o, o vedere frumoasă așa asupra satului în care stăm în momentul de față. Și ce m-am gândit eu? Mă, să ăsta... E așa un picuț cam prea tristuț, cam prea simpluț, cam îi trebuie un picuț așa de un o chestie acolo, știu, un quoi, cum ar zice francezul. Și episodul trecut am început să facem turnul ăla de acolo. E bine, mi-a plăcut și nu mi-a plăcut. Și am zis că vreau să i dau satului ăstuia un vibe un picuț mai mistic. Să avem niște chestii care să semene așa cu o lume mai fermecată, mai I don't know, something something, ceva interesant și atunci am zis că ideea ar fi să facem aici sus uh, turnul vrăjitorului sau ceva de genul ăla și aici în partea de jos în loc de copaci, de exemplu custom să avem niște ciuperci mai interesante și să avem tot felul de plăntuțe care mai spunează prin nether și pe aici pe acolo și glowberries și alte chestii de genul ăla dar bineînțeles asta e doar o idee totală adică asupra satului dacă mă înțelegeți ce vreau să zic și până să ajungem la ideea aia completă, mai avem o leacă de lucrat. O leacă mai mult, bineînțeles. Dar astăzi vreau neapărat să ne apucăm și cred că și să terminăm turnul, turnul vrăjitorului de aici. Am câteva idei în mintiucă, dar pentru asta o să trebuiască să mergem până în Nether. Și acum că ne-a ajuns fundulețul și în Nether, trebuie să căutăm două biomuri. Ăla cu lemn albastru și celălalt cu lemn roșu, I think. I guess, I suppose. A ținând cont de faptul că suntem deasupra Nether-ului, um, o să fie un pic cam greu. <laughs> nu știu ce neaba se întâmplă în ultima perioadă, dar de fiecare dată când creez o lume sau o chestie de genul ăsta, cumva cumva portalul din Nether mă dă tot timpul într-un biome din ăsta de, uh, zi zic, cum îi zice, basalt, deltas sau ceva de genul ăla. Așa că o să am ceva de săpat. Bine, măcar mai facem rogi de niște materiale pe aici, nu, nu ne plângem chiar atât de tare. Dar totuși, o să dureze ceva. U, și avem și Blackstone. Blackstone e celălalt asta. Da? da, Blackstone. Mm, nice. Oricum vreau să folosesc și Blackstone în construcțiile mele. sau. <laughs> Perfecto. Di tai bai, Hei, <gătă> și uite-te că scopaci să am ce dărâma pe aici, liniștit, fără nicio problemă, pot să fac rost de o tonă de lemn. Și nici nu trebuie să stau foarte mult ca să ajung aici. Adică ar trebui să stup două chestiile astea, uite așa, fac, pac, pac, ca să nu cumva să mă arunc, cine știe pe unde. Am venit, Eu nu știu câte blocuri să zic, Da, am venit câteva, nu foarte multe, destule, <gătă -i> cât să ajung aici aparent. Și ghiște. Avem și un bastion. <laughs> nu prea aș vrea eu să mă bag sincer acolo, deși mă mănânc atât de tare în fund, dar că o să mă scarpine un, o brută din aia, că, pentru că nu am nici arc, nici tam sabia asta de fier care îi păducă, n-am nici armură înceantată ca lumea și nimic, dar măcar știm că avem un bastion, uite, acolo și putem să facem treabă cu el. Și acum o să trebuiască să mă apuc frumusele de colectat nebunie din astea. Lucrurile stau în felul următor. Am strâns poate vreo 4 hmm, stack de lemne, cred că, și câteva stack bune de frunze din alea, sau nu, nu știu exact cum le spune, dar mă rog. Problema este că mie nu prea-mi place să tot sparg unelte. Și am stricat, cred că, vreo două sau ceva de genul, vreo două houri de sau să păligi, cum vreți voi să le ziceți, de fier. Și Milene să mă duc să caut diamante ca să-mi fac niște unelte de diamante practic și o sabia, aș prefera și o sabia de diamant, că n-am sărac, cam sabia asta de lemn, de lemn, doamne, de fier. Așa că ce m-am gândit eu? Luăm frumos un smithing table, îl punem la gușterul ăsta aici și asta ar trebui să devină un tool smith. Nu știu 100% sigur dacă o să ne dea uh, și arme, cred că ai un weapon smith, dacă bine ține o minte și nu știu dacă mai avem să să facem și un weapon smith. Că ăsta de aici, din ce văd eu, e armurier. Yes he is, a, așa, um... a uite mai avem una aici, tu ai ceva job mă prietene, n-ai niciun job, ia să vedem, Pf, e... bine, păi nu facem noi pe ăsta Weapon Smith, avem și sabie de diamant, bine mă, dar ce știți voi, și acum venim cu asta frumusea aici, uh, am ceva emerald de la mine, am, bun. Pac, îi deschidem poarta, dăm pe el, luăm câteva din astea, oricum o să le aruncăm până la urmă. Ne interesează doar să le luăm ca să putem să-i facem level up la gușter. le da mult test, trebuie, prietene. Strica tot tonă de miral de pe capul tău, ești nebun cap. Și el, încet, încet o să își facă level up. Acum putem să venim să-i dăm niște fier. Mai face level up școala și până la urmă o să putem să obținem nebunii din astea de iteme din diamant. Am stat cu doi gușteri în încercarea de a-i face să-mi dea un ho de diamant ca să nu fiu eu nevoit să mă mai duc după diamante și chestii de genul ăsta pentru a-mi face unelte. Și din nefericire, unul din ei îmi dă un târnăcop și o lopată de diamant, iar celălalt gușter îmi dă un târnăcop și un topor de diamant. Nu prea am importanță enchantmenturile, pentru că oricum pot să le dezenchantez să pun orice alt enchantment vreau eu pe ele. Dar eu vreau un ho. Cât topor am, târnă cop am, sabie bănuiesc că până la urmă o să, pas, o să pot să-mi fac gros de la un uh, weaponsmith, mai mult ca sigur <sighs> dar vreau un hoe și nu mai am săteni. Practic acum am două lucruri mari și grase pe care pot să le fac fie fac un loc unde sunt mulți sătenii, practic o futelniță după cum ar zice eu unii oameni de pe internet <laughs> Cosma, la tine mă gândesc sau pot să merg frumușel laminat lucru care... Uh, nu prea plăcut. Încă am displace, mai ales Bine, deși acum ar trebui să-mi placă un pic mai mult, în cont de faptul că s-au updatat cave și așa mai departe. Dar parcă, parcă n-am -am nicio tragere de inimă să mă duc la minat. E bine, se pare că până la urmă am ales calea minatului. Hai să nu mai tot stau eu ataș și să-mi pierd timpul aiurea și să mă duc să caut niște diamante și am găsit fix 4. <laughs> Culmea culmilor fix 4 cât să-mi fac o sabie și un hou. Acum să vedem dacă primele ceva înceanturi bune pe ele. Sincer, nu mă așteptam la asta. Deși un hawk cu Sirtaci nu strică, dar cred că aș vrea mai degrabă looting 2 și atât serios. Am breaking? Și fortune 2? Ok, that hurts. Uh. E bine, să mai încerc o dată. Să vedem ce se poate întâmpla. Și fortune 3, eficiență 4, mending, am pus eu pe ea, bineînțeles că nu avea. Nu aveam breaking, but... Eh, yeah. Ne descurcăm. Măcar avem mending ca să o reparăm. Puh, că tot am transpirat. Am fost la una dintre cele mai mari vânători de resurse, bine am avut și mai mari, dar. Ha, din pe această lume ca să zicem așa, și am strâns o tonă de chestii, acum hai să vi le arătăm aici, să vedeți. Uite așa frumos, ăla gol. Cam greu cu clicul. Avem cam tot lemnul de care avem nevoie în momentul de față și din coace avem în principiu aproape toată piatra de care avem nevoie. Dar astea sunt cam jumate din resursele pe care o să le folosim la construirea turnului. Așa că, din nefericire pentru mine... Uop! Mă scuzați că am dat un cap în gură. <laughs> din nefericire pentru mine trebuie să-mi iau tărbășița și să mă duc să mai caut cam... Cred că probabil încă pe atâtea resurse, nu 100% sigur, dar ceva de genul ăsta. <laughs> well, Oameni buni, am văzut prin comentarii că o grămadă dintre voi mă întrebați cum se numește modul ăsta pe care îl folosesc eu pentru a-mi bloca camera și a avea felul de cadre de genul ăsta așa nebunești. Precum e asta de altfel. E bine, v-am lăsat la câțiva în comentarii uh, reply sau răspuns. Dar ca să știe toată lumea, se numește camera utils. Camera u și un s Îl găsiți pe net, nu e foarte greu de folosit. Puteți să faceți cadre foarte mișto cu el și să vă îmbunătățim, să zicem așa, calitatea video, dacă tot e până acolo. Dar, răstredația la o parte, uite aici frumușel, am adunat, nevermind, nu sale astea. E un pic greu să folosesc camera asta. Am adunat toate materialele de care am nevoie în cufărul ăsta, m-am plimbat ca nebunul să strâng nebunilea astea pentru că am uitat că eu găsisem două geodomuri și m-am plimbat să caut altul, așa, și uite aici, aici am restul de materiale, lemn, frunze, candles și alte nebunii de genul ăsta. Și aici sus, după cum ați văzut și voi, am materialele pe care le-am strâns de aici de sus, spărgând un picuț uh, toți de lulețul ăsta ca să-mi fac o leacă de loc să-mi pun eu turnul pentru vrăjitori. Așa că... M-am pierdut aici. Așa că să nu mai tot stăm la povestea ta și să ne apucăm de treabă să construim turnul. Time lapse time, don't, don't, don't. Avada Kedavra și turnul magicianului este gata, dragii mei. Bine, partea exterioară, cel puțin a turnului, pentru că în interior încă mai avem de făcut, să zicem, câteva mici modificări. Trebuie mobil, mobilat, practic, dacă stăm bine să ne gândim, trebuie mobilat. Și ce vreau să fac este să aduc un sătean aici. Cred că pe ăla cu mending aș vrea să aduc aici, la care dă mending foarte ieftin. Nu știu 100% sigur de asta, pentru că am așa o vagă impresie că ar putea să vină gușterul aici și să se urce pe asta și să se sinucidă. Există o foarte mare posibilitate să facă treaba asta, dar mi-ar plăcea foarte mult să-l aduc aici. Ce mă mai gândesc este să pun, uite frumușel pe aici, pe unde mai vedeți voi câte un hanging staff, adică pe unde mai vedeți câte un wall din asta. să mai pun câte o lanternă. Fie lanternă normală, probabil care o să imită mai multă lumină, fie, I don't know, le zice la alea SoulSense sau Blue Lantern sau whatever Să mai punem și din alea Și cred că ar arăta un pic mai frumos dacă ar fi luminat noaptea Dacă ar fi toată structura, să zicem așa, luminată noaptea Cred că ar, ar, ar da o, o, o nuanță mișto pe timp de seară, ca să zicem așa E bine de când am zis că vreau să mobilez turnulețul și până acum s-au întâmplat niște lucruri, practic ha, Mai exact, pentru cei care nu știți, bineînțeles Eu am un canal de Twitch pe care mai fac live-uri din când în când și am făcut un live Cred că marți, dacă nu mă înșel eu, unde asta am, am vorbit cu lumea și am făcut chestii și așa mai departe. Și ne am dus și ne-am plimbat un picuț în căutare de cactus. Și n-am găsit cactus pentru că n-am găsit un deșert. Dar între timp am găsit niște stai, am găsit o mlaștină, m-am bătut cu gușterea pe acolo de m-am nenorocit. Am găsit uh, un biom de junglă, dacă nu mă înșel eu. Și l-am găsit pe Cocorico ăsta de aici. <laughs> nu știu sigur cum o să-i punem nume. But then again, nu contează chiar așa de mult. Și nu mai știu dacă am pus ceva prin cuferile astea sau așa mai departe. Am fost de am luat niște moss blocuri. Etc, etc. Și am găsit Cocobins. Deci am vrut să mă duc să găsesc cactus. Well, pentru niște culoare verde ca să putem să facem Saiyan uh, Și cu culoarea aceea saian mă gândeam să facem, uite aici, niște covorașe. Eu prima dată le-am pus pe asta roșii. Mi se par, mie mi se pare că dă destul de binișor contrastul, adică maroniu asta de la lemnul de sprus împreună cu roșu e destul de în regulă și contrastul de la lemnul ăsta de warp sau cum domne spune, cu roșu, iarăși mi se pare destul de ok. Plus că avem roșu și pe aici și portocaliu și whatever, nu știu că la culori niciodată nu prea am priceput tot timpul, am avut bătăi de cap cu ele din păcate. <laughs> și o să mai am, cred că toată viața mea asta este. Oamenii cu ochii albaștri au probleme cu culorile. Nu toți, da majoritatea. Dar până acum ceva de genul arată. Aici e un micuț study place, să zicem așa, un micus birou unde poate gușterul ăsta nostru să studieze. Trebuie să-i punem, din punctul meu de vedere, ceva tablouri, precum un tablou aici și poate unul aici sau mai jos, nu știu, vedem noi ce și cum. Și mă gândesc să facem ceva și în colțurile astea, nu știu, poate ceva de depozitare sau poate iar să mai punem niște cărțuli cu niște chestii, un brewing stand mă gândesc. Că... Da, vedem, vedem. Și vreau, bineînțeles, în episodul ăsta să-l aducem pe gușter aici. Nu știu sigur încă ce o să facem acolo sus. Dar tot găsesc eu o idee. Puf, mereu găsești o idee. Și apropo de idei, ceva în genul ăsta arată intrarea în turnul nostru magic. <laughs> turnul nostru magic al magicianului. Practic aici se poate să vină să-și pună, I don't know, roba lui sau whatever ce poartă magicienii. Știu și eu, sau poate are o armură de asta de magician, I don't know. Aici poate să, să-și aghețe pelerina de ploaie, or what not, și aici ai un loc ușor frumos unde să-și lase papucii. Bineînțeles că aici avem o cărticică în care nu scrie nimic, dar by all means, lumânări peste tot, pentru că nu poți să ai magie fără lumânări și un picus de storage. Eu știu, poate aici aș bagă niște lemne ca să nu mai iasă afară când are nevoie de lemne de foc. Dar chiar, uite că tot am zis chestia asta, acum am, Poate că sus aș putea să-i fac un micuț șemineu cumva. Parcă lumânările astea plutitoare împreună cu perderile sau draperiile astea negre <laughs> fac un picuț de diferență aici, dar nici cu interiorul ăsta parcă nu mi-e chiar așa de rușine. E cât de cât plin de viață și un picuț, să zicem așa, ă, claustrofobic? Parcă, da sper că săteanul nostru o să se descurce cu el și o să-i placă să-și deschidă ușile la dulap ca să vină să vadă și aici niște lumânări plăditoare. Mă gândesc să mai pun încă vreo două aici, dar din păcate, a, ba, uite, mai am ață. Am uitat să fac. Nu-i bai, le punem. Acum tot ce trebuie să facem este să ne ducem acolo jos frumușel, să luăm săteanul nostru cu men din care cred că e în casa aia și cumva, cumva să-l aducem până aici. N-am construit niciodată un carosel în Minecraft, dar... S-ar putea să-mi vină cheful să fac așa ceva, sincer. Nu că arată asta mișto, că arată ca naiba, adică vedeți voi cu ce blocuri l-am construit și așa mai departe. O să-și să, -și, o să -și servească purpose-ul Și acum am o bătărie micuță cu gușterul ăsta, pentru că nu știu cum să fac să intre în, în, asta. Cred că am nevoie neapărat de o șină, da. Aveam nevoie neapărat de o șină ca să pot să fac pe el să intre în cărucior. Aoleu, o viață! Bun, și acum mergem frumușel îl îmbrâncim puțin. Haide, domnule, ieșiți afară de aici și sperăm să ajungă până sus. că și scările astea încep să aibă alt vibe în momentul în care pui niște lumânări pe aici pe colo ca să lumineze toată schema. Ah, bun, l-am adus pe gușterul nostru aici sus și în momentul de față, dacă aș face asta, el ar trebui să se plimbe de nebun. Ok, să bătă cu capul de lumânare. Prietene, ocolește lumânarea. Băi, boss, boss, sus, lumânarea, așa, ăla -i. bravo. Ia uite, a, direct acolo vreau să se ducă. Nici o problemă, e perfect mie, mie nu-mi convine, e excelent. Poate dacă ți pargă ăsta, te gândești tu că poți să mergi în fața acolo sau nu? Ok, îți lăsăm acolo. Bun, deși o la meseria, e băiatul nostru cu 12 meral de pe o carte cu mending, astea alte nici nu prea ne interesează, putem să facem roșii de sticlă de la el, which is nice. După cum văd eu, se cam blochează cu capul în lumânări, ceea ce e bine, înseamnă că nu poate să, nu poate să se arunce pe aici, ia să vedem, dacă lăsăm să se ducă în față, te pot face să treci de covor, să vedem. Vreau să fiu 100% sigur că dar cred că e prea tolomac, sincer. <laughs> cred că e prea tolomac și cred că o să se blocheze aici în covorul ăsta mereu. Nu-mi zice că te, vrei să te duci la patul ăla tău de acolo de jos. Ai aici un pat nou. După ce m-am dus și am spart patul din vechea lui casă, bătrânul vrăjitor s-a gândit, într-un final, să-și însușească patul acesta frumos, negru, cu vânt greu. Mi-am îmbârligat limba. <laughs> A, numai bine, și-o și -o luat pă, pătuțul ăsta pentru, pentru năsucul lui. A, mă uitam să văd dacă mai am aici lumânări ca să-i pun și aici. Am văzut că se și joacă cu ușile astea un pic, ceea ce e bine. Deci, practic, omul nostru și-o și -o însușit căsuța. Putem și noi să tragem un somn, uite aici ne aruncăm un pat, tragem și noi un pui de somn lângă el și vedem când se trezește ce, ce șmecherii vrea să facă. Ce, care e primul lui, am înțeles, deci primul, lui, primul lucru pe care l-a făcut s-a ascuns în dulap. <laughs> Hai de cap, -mă. <laughs> Ce faci, mă, acolo, mă? Ce faci acolo? Da, stai drum. Ei, doamne. Am, deci am vrut să-l aduc pe omul ăsta aici ca să facă și el chestii pe aici, gen, nu știu, să, să animeze un pic locul. El se ascunde în dulap, bă, fratele meu. Ieși, mă, din dulap. Într-un final am reușit să scos și eu pe omul ăsta din dulap. uite și acum, acum am întrerupt aici filmările și toate chestiile. Uh, da, ai, ai. Măcar mă bucur că se plimbă pe aici și-și face treaba E foarte, foarte băgăcios Văd că din ce-și bagă nas Sunt toate treburile mele pe aici Ce vrei, mă? care e problema? Practici Lasă-mă Lasă-mă să-mi fac și eu aici Mai te la el, nu poți Deci n-ai cum Ăi, omul ăsta Bă, du-te-mă un pic, mă Lasă-mă să-mi fac treaba aici cine regulă cu tine? Băgăciosul satului Uai, mult. După cum ziceam, a reușit și eu să scot. Uită-te la el, mă, că nu... E ai. ai. terminat? Ha? Poți să fac treaba? Ești ok? Nu? Tot un pic. Lasă-mă. Vreau și eu aici să vorbesc cu oamenii, să termin episodul, să chestii. Nu? Nu vrei? Și că ești Billy, să nebunesc. <laughs> Uită-te la el, mor cu el. Oameni După cum ziceam, a reușit într-un final să scot din dulap. Văd că se primă pe aici, aș face treaba, e, minunat omul. mă deci mă amuză teribil. Mă amuză fantastic. Pur și simplu n avut ce face, o trebuie să-mi schimb cadrul. Ca să pot și să-mi termin episodul liniștit ca tot omul. dragilor, după cum ziceam, în micile mele încercări nereușite din cauza guștele unei și mă. Aș da un cap în gură, dar mie că după aia îmi mărești prețul la mending și nu vreau să se întâmple chestia aia. Dar, după cum, după cum ziceam și eu în minutele trecute, cam aici o să încheiem episodul. Acum că am terminat și noi turnul nemernicului și l-am adus și pe la aici sus și se primă pe cea de nebun și își face treaba. Cine știe ce face el? Poțiuni, treburi, vrăji, socotel, problema lui, neimportant. Poate ne trezim cu vor surpriză și explodează naibii turnul ăsta din greșeală că face nebunul, combină benzina cu Dumnezeu știe ce. <laughs> <laughs> Glumesc, desigur. Uh, noi o să ne vedem pe data viitoare. Uh, până atunci, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și pentru like-urile date acestui videoclip. Woo! Și să aveți grijă de voi. Până data viitoare, v-am țucat, Ciao Les Baules.